Primăria Timișoara investește în transportul public în comun. Viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău spune că cei care folosesc mijloacele de transport în comun urmează să le simtă din nou un plus de confort. Trolei buze noi pe străzile din Timișoara după 15 ani. Da, așteptarea în stații încă ne ridică tensiunea. Da, avem încă prea multe autobuze, tramvaie și troile buze vechi. Da, avem și linii de tramvai care n-au văzut vreodată reabilitarea, dar da, recuperăm după Ani fără investiții serioase. De la linii modernizate pe bulevardele mari cetății Bogdăneștilor Vidrighin, la achiziția de mijloace de transport în comun moderne și ecologice, la redeschiderea unor linii, cum e linia 5 de tramvaie, toate sunt pe lista de priorități. Semnăm în perioada imediat următoare contractele pentru livrarea a 8 troleibuze de 12 metri și 25 de troleibuze articulate de 18 metri. Între timp, pe drum e un alt tramvai din lotul celor 7 care au termen de livrare la finalul acestui an. O garnitură circulă deja pe linia 5, una este pregătită pentru a intra pe traseu, iar un al treilea tramvai livrat e în proces de recepționare și nu ne oprim. Cu o finanțare record de 75 de milioane de euro pe care am câștigat-o pe PNRR, înlocuim treptat toate tramvaiele, autobuzele și troile buzele, transmite viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău.